Echipa de basket Steaua București o va întâlni astăzi de la ora 19 în sala Mihai Viteazu pe CSU Sibiu, în etapa a doua a Ligii Naționale Masculine. La ultimul antrenament al echipei, înaintea meciului cu sibienii, jucătorii Stelei au făcut cunoștință cu legenda clubului roșalbastru și a basketului românesc, Petre Brănișteanu, care va ocupa funcția de consilier sportiv în cadrul echipei. Normal că e o mândrie pentru mine și pentru oricine a jucat la Steaua, mai ales că am avut atâția ani la Steaua și sper să ajutăm într-un fel, să ajungem din nou unde a fost echipa de basket. E o perioadă mai grea pentru tot sportul românesc, de fapt pentru toată țara e o perioadă mai grea. Să sperăm că trecem mai ușor ca sportivi peste ea și numai prin muncă putem ajunge din nou să ne batem la titlu măcar. Domnule Ilie, cât de mult contează prezența domnului Brănișteanu aici în sânul echipei de basket Steaua București? Un mare plus e puțin spus. Experiența lui, felul în care el știe să vorbească cu jucătorii, să-i motiveze, fiind un foarte mare jucător, unul dintre cei mai mari României, și atunci clar aveam nevoie de acest imbold. Antrenorul Stelei, Eugen Ilie, consideră că jucătorii săi vor avea o exprimare mai bună în teren după primele meciuri ale sezonului împotriva campionilor de la UBT Cluj. Sunt convins că am învățat de acolo. Chiar am încercat să-i țin, să-i motivez. Am și zis după meci, poate n-am reușit, dar ei au luat-o ca pe un pas înainte mare. S-au prezentat foarte bine în antrenamente. Sper să se vadă la meciul de mâine, unde iarăși întâlnim o echipă cu tradiție, o echipă importantă din campionat. Amedeo Casale a vorbit și el despre partida pe care Steaua o va avea în această seară împotriva celor de la Sibiu, dar și despre obiectivele echipei din acest sezon. Cum e atmosfera înaintea meciului cu Sibiu? Este o atmosferă foarte bună. Încă de la început echipa a avut o chimie foarte bună și o atmosferă, să zicem, fără nicio problemă. Cu toți așteptăm cu nerăbdare primul meci acasă din sezon, pentru că am avut pe cel din cupă și sperăm să facem o figură cât mai bună.